Adică mea din concluzia acestei seri am intitulat-o Cât de mare e ziua Tatălui? Cât de mare este ziua Tatălui? Eu aș putea spune de la bun început că ziua unui tatăl ar trebui să țină cât toată viața lui. Una dintre poruncile Domnului, porunca a cincea, era cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta. Onorează pe tatăl tău. Astăzi este o zi specială în care încercăm să-l onorăm pe acest tată, omul din viața noastră, omul pe care Dumnezeu l-a folosit să venim în lumea asta și apoi să primim informații necesare să continuăm periplul nostru prin existență. Iată ce spunea cineva, că cel mai mare dar pe care l-a primit, a venit de la Dumnezeu și îl numește Tata. Cel mai mare dar este darul pe care noi îl numim Tatăl. Happy Father's Day! Tuturor taților le dorim binecuvântarea Domnului și harul lui bogat să fie revărsat peste fiecare dintre ei. În seara aceasta vreau să vorbesc trei idei în legătură cu subiectul enunțat, Trei lucruri care aș vrea să ne rămână, dacă s-ar putea să nu le uităm. Sunt ați care își asumă roluri foarte greșite în viața lor. Unii am avut asemenea tați, unii suntem asemenea tați care ne asumăm roluri greșite. Iată câteva roluri greșite din viața taților. În primul rând, Domnul știe tot, nu? Tata care le știe pe toate, explică toate lucrurile. Mă, tu nu știi, taci din gură, hai să spun eu cum e. Este foarte greșit rolul ăsta, pentru că în ultima instanță să știți că tații nu le știu pe toate. Ar trebui să-l abandonăm. Copiii nu sunt deloc niște ignoranți, cum credem noi. Uneori știu mult mai multe decât noi. Se spune că un tată, așa când a văzut că băiatul crește, deja are vârsta adolescenței, l-a luat deoparte și a spus, măi Ionele, hai să vorbim. Dar despre ce? Zice, trebuie să vorbim despre femei. După care Ionel a spus, și cam ce te-ar interesa, tată? <laughs> <laughs> Pentru că copiii noștri nu sunt chiar niște ignoranți care nu știu nimica, nu? Și noi trebuie să le explicăm toate lucrurile. Un alt rol greșit pe care și-l asumă tații este rolul de Zeus, nu? împăratul suprem. Eu domnesc peste castelul ăsta, aici e domeniul meu, eu te-am făcut, eu te omor. Ați mai auzit fra frazele astea, nu? Din păcate. Uh, ultimul cuvânt, uh, hotărârea finală uh, le are Zeus, nu? Vine Zeu. Uh, în foarte multe familii tata este un fel de zmeu din ăsta care vine, prima dată vine buzduganul, Să așa în cui pe apare, vine tata. Din păcate, cooperează mult și mamele la imaginea asta, pentru că, uh, de exemplu, mama, când eram copii mici, tot timpul ne sună, lască, că vine taică că o acasă, nu? Vine taică-te-o acasă. Uh, Beata de ea nu o făcea față la încercările la care o supuneam, de aceea ne făgăduia că o să vină împăratul acasă și atunci o să încurcăm toți. Apoi există rolul păpușarului, nu? cel care trage sforile tot timpul, tata care manipulează tot timpul copiii, îi păcălește. Un asemenea tată are lozinca asta vieții sale, prostul nu poate fi convins, trebuie păcălit. Nu? Și tot timpul el păcălește Apăsăm pe butonul ăsta să obținem efectul celălalt În continuu manipulează întreaga familie o altă, Un alt rol foarte greșit este rolul polițistului De-abia așteaptă să te prindă pe roșu, să te prinde cu viteză, să te prinde, să dea un tichet Un tată din acela care în continuu este cu ochii pe tine să nu comiți greșeli. Când nimerești bine, nu. Polițiștii de obicei, dacă mergi normal, nu îți dau cadou, nu. Vin să-ți dea 100 de dolari că ai condus bine. Am văzut un experiment de genul ăsta la televiziune, un polițist, bineînțeles cu camera ascunsă, să vadă reacția oamenilor, oprea trecătorii pe stradă sau șoferii și trăgea pe dreapta, spune, uite, pentru că ai oprit la stop, ai portat centură, nu ai mers cu viteza legală, ține 100 de dolari. Bieții oameni erau terminați, nu? Nu, nu li s-a mai întâmplat așa ceva, că de obicei polițistul te oprește să te amendeze, nu e așa? Ei bine, un asemenea tată care tot timpul îi cu ochii pe copii să nu greșească și îi amendează la fiecare, duce uh, rolul acesta de polițist uneori la extremă. Apoi rolul de judecător, nu? Tot timpul cu articolul de lege, cu versetele biblice, nu? Condamnare, se hotărăște destinul, gunoieros o să ajungi, nu? dacă vine așa, acolo, asta te așteaptă. Rolul de judecător. Unii încearcă rolul de moș Crăciun. Tot timpul duc cadouri, vor să-i cumpere pe copii cu dulciuri, cu cadouri, cu numai lucruri bune. Nu? Alții sătui de toate celelalte spun, asta nu-i treaba mea, e treaba lumăta, Măta. ta, ia să se ocupe de voi, ia plecați de aici, lăsați-mă în pace, nu-i treaba mea, nu-i businessul meu, nu-i businessul meu. Nu? Eu sunt tot timpul ocupat. Eu am probleme mult mai mari decât ați plecați la mai ta. Un alt rol este rolul absentului. Tata care vine acasă rar, pleacă de vreme, foarte devreme, când e noapte, vine iară noaptea, aproape copiii nu știu cine e am văzut un sketch foarte simpatic, copiii se întrebau, zice ăsta, oare cine era weekend și era un bărbat în casă, zice, tata sau unchiul meu? <laughs> sau unchiul, că nu mai știu exact acum care îi, că îl vădeau foarte rar pe tata. Acestea sunt câteva dintre rolurile foarte greșite pe care le joacă tații de astăzi. În al doilea rând, vreau să vorbesc în această seară de responsabilitățile unui tată. Ele sunt enorm de multe, dar am găsit câteva din cuvântul lui Dumnezeu și pe care vreau să le discutăm foarte pe scurt. În primul rând, un tată trebuie să procure lucrurile necesare vieții familiei lui. Este responsabilitatea unui tată. Eu sunt bucuros că sunt român și mândru de asta pentru că tații românilor asigură cele necesare și, din păcate, mai multe decât este necesar pentru copiilor. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, mai rău decât un păgân. Este responsabilitatea unitată să asigure cele necesare copiilor. De la hrană, mâncare și pe urmă hainele, pe urmă o mașină, nu? un apartament, pe urmă o casă, cine știe. Părinții români sunt extraordinari atunci când asigură cele necesare copiilor. Dar să nu uităm asta, este geabul nostru, este responsabilitatea unui tată. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune, avem responsabilitatea să nu interătăm pe copiii noștri la mânie, să nu-i provocăm la mânie pe copiii noștri. Avertizarea aceasta se găsește de două ori în Scripturi, în Efeseni 6 cu 4 și Coloseni 3 cu 21. Gândiți-vă doar la poruncile acelea iraționale, absurde, inutile, pe care un tată le dă. În satul nostru era o vorbă, o poveste, deja lumea vorbea, era un tată extrem de, 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 de uh, sever cu copiii și îi punea pe scaun și nu avea voie să miște. Nu are voie să miște nimeni. Și un șmecher a zis, da, nu ai voie să dai din picioare când stai pe scaun, nu ai să miști nimic. Și un copil a întrebat, da, din urechi avem voie să dăm? <laughs> Nici din urechi nu avea voie să dea, nu? Porunci iraționale, asta enervează pe, pe, copiii noștri și nu, nu îi ajută cu nimic, îi provoacă la mânie. Apoi, gândiți-vă la severitatea aceea inutilă, acțiunile la mânie, nu? L-ai bătut ca spart o cană, domnule, nu vorba aceea. se severitate inutilă. Asta îl la mânie pe copil. Gândiți-vă la căutarea mereu greșelilor la copiii noștri. Tot timpul cu ochii pe ei să vedem unde a greșit undeva. Întărâte la mânie pe copiii noștri un asemenea lucru. Apoi, în al treilea rând, avem obligația să asigurăm o formare spirituală a copiilor noștri. Este responsabilitatea preotului din casă, a tatălui, să-i formeze spiritual pe copii. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Efesen 6 cu 4 că trebuie să-i mustrăm și să-i învățăm mustrarea și învățătura Domnului. Este o expresie extraordinară, consacrată. Și mustrare și învățătură, dar ale Domnului, nu ale tale. Mostrarea lucrurilor contrare voiei lui Dumnezeu. De ce oare nu ne concentrăm noi pe voia lui Dumnezeu, ci ne concentrăm pe voia noastră, nu? Așa am zis eu. De ce așa? Pentru că așa vreau eu. Lucrurile astea nu țin la copii. Dacă ei spune, asta este contrar cuvântului lui Dumnezeu, și uite ce spune în versetul ăsta din Scriptură și îi ai citi, lucrurile stau altfel. Dar dacă tu acționezi să aperi voia ta, nu? Și nu voia Domnului, conflictele cu, cu copiii se țin lanț. Apoi mustrarea trebuie făcută cu dragoste și trebuie făcută pentru corectare, pentru îndreptarea greșelii acelea. Unul dintre băieții mei a mai spus istoria asta, dar mai spun că poate o țineți minte. Uh, unul, dintre, unul dintre băieții mei, eram proaspăt veniți în America, m-a informat gazda la care noi locuiam, în apartamentul la care locuiam, că ăsta înjură. Puh, înjură în engleză, domnule. Nu. Eu, eu abar n-aveam de înjurături în engleză. Probabil că o fi înjurat și în prezența mea, dar n-am știut despre ce vorbește, pentru că eu eram inocent în, în domeniul ăsta. Și mi-a explicat omul ce cuvinte folosește băiatul meu. I-am atras atenția și nu s-a corectat. L-am luat în birou, în birou meu, la, acasă avem un birou, ne-am închis ușa și am zis, uite ce se întâmplă, eu aud că tu nu ți-ai ținut de cuvânt și are înjurat. E adevărat? Și adevărat. Ce pedeam să crezi tu că meriți pentru treaba asta? S-a gândit el bine, am zis, câte curele trebuie să capeți pentru un jurător asta. Și spre surprinderea mea a zis 5. Wow! Aveam conștiința încărcată asta, domnule, nu? L-am pus în poziția cuvenită și am aplicat 5 curele, dar așa cu, cu seriozitate. A plâns, a plâns foarte rău. A, a după asta am să uite, pentru că păcatul ăsta nu este numai împotriva mea, ci împotriva Domnului, trebuie să ne rugăm acum să ne ierte Domnul de păcatul ăsta. Vă spun, niciodată nu l-am auzit rugându-se ca atunci. Nici noi nu ne rugăm uh, cu foc numai după ce o mă bătaie bună, așa e? Uh, S-a rugat după care m-am rugat și eu și am mulțumit lui Dumnezeu că l-a iertat și că o să dea ajutor să nu mai folosească cuvântul ăla niciodată. Apoi ne-am ridicat de pe genunchi și am zis, uite, acum te rog să mă iert și tu pe mine, pentru că nu mi-a făcut deloc plăcere și mă simt foarte rău că a trebuit să fiu aici executorul judecătoresc și să te bat, nu? Dar asta e datoria mea de tată, m am îmbrățișat și m-a iertat. Și am zis, uite, stăm aici așa până ne trece, să nu ne vadă nimeni că am plâns. Okay? am stat în birou vreo jumătate de oră și am discutat tot felul. Când nu s-a mai văzut că am plâns, am ieșit afară din birou și tot a fost în, reg în regulă și n-am mai înjurat copilul niciodată din timpul ăla. Faceți din mustrare, o mustrare cu dragoste și pentru corectare. Altfel, păcatul se repetă. Învățătura Domnului este cunoașterea și aplicarea Scripturii. În asigurarea unei formări spirituale, însă trebuie să ne ocupăm și de antrenarea copiilor noștri în aplicarea cuvântului lui Dumnezeu, în aplicarea Bibliei în viața noastră de fiecare zi. În Deuteronom capitolul 6, versetele 6 la 7, ni se spun niște lucruri foarte importante pentru părinți în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu care vrem să-l întipărim în inima copilului, trebuie să fie întipărit în inima noastră mai întâi. Pa păi dacă tu nu crezi ceea ce vrei să creadă copilul tău, nu o să creadă nici el niciodată, nu? Trebuie să crezi tu, să ai tu cuvântul lui Dumnezeu întipărit în inima ta ca să-l poți întipări în inima copiilor. Tatăl apoi trebuie să conducă prin exemplu personal, cum a condus Iosua. Eu s a spus, eu nu știu ce o să faceți voi, dar în ceea ce mă privește pe mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Copiii vor călca pe urmele noastre când noi vom uh, da exemplu personal. Exemplu personal joc un rol extraordinar. Uh, pe șantierul din Arad aveam uh, niște mucitori care n-ascultau de mine deloc. Ca de obicei, eram tânăr, începător, uh, orice ordine dădeam, băieții nu l-auzeau. Călcau mașinile peste niște panouri din acelea de cofrag, de bachelită, foarte scumpe, erau destul de scumpe, erau aruncate în mijlocul drumului și călcau mașinile pe ele, le făceau praf. Și tot le-am spus, mă băieți, luați materiale de salut. Într-o zi m-am dus în costumul meu de inginer, le-am luat în spate, eram plin de praf și le căram așa prin șantier, în mod ostentativ să mă vadă ăștia, nu? Acum atrăgeam eu nădejdea că o să sară sus, domnul ne lăsați că ducem noi. Ai, Iurea, n-a venit nimeni. Le-am cărat de unul singur. Cred că au râs de mine după aia. E bine, nu asta se întâmplă cu copiii noștri. Când copiii noștri vor vedea că tu îl iubești pe Domnul, tu ești dedicat lucrării lui Dumnezeu, Bisericii lui Hristos, vor călca pe urmele tale. Apoi, în asigurarea unei formări spirituale copiilor, trebuie să antrenăm copiii noștri și prin exemplu personal, cum spuneam înainte. Aici vreau să dau o statistică ce este extraordinar de importantă. Când tatăl e credincios Domnului, 75% din copii îl urmează. Știți asta? Când numai mama din familie este credincioasă Domnului, 15% din copiii o urmează pe mama. Poate că ar trebui să ne reevaluăm modul în care vestim Evanghelia și să ne concentrăm pentru evangelizarea taților, nu așa? Că dacă am reușit să evangelizăm pe tați, procentajul de a-i câștiga și pe copiilor este mult mai mare. Aș vrea să închei cu ultimul subiect, cinstește-l pe tatăl tău. Iată câteva modalități în care cei tineri puteți să vă cinstiți tații pe care vi-a dat Domnul. Știți că una dintre cele 10 porunci, porunca a cincea, zice foarte clar, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, onorează, honor your father and your mother. Cum ți-a poruncit Domnul tău, Dumnezeul tău, ca să ai multe zile și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Fericirea ta în această lume depinde, este porunca cu o condiție. Este o poruncă cu o condiție. Vei fi fericit, vei trăi multe zile, vei avea pace și liniște și sănătate în trupul tău dacă îți respecti părinții. Știți că sunt niște versete din Biblie foarte dure împotriva copiilor care își bat joc de părinți? Îngrozitoare versete care nu își respectă părinții. 2. Cinstește-l pe tatăl tău prin ascultarea de el. Iată ce spune Proverbe 23, versetul 22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când am îmbătrânit. Nu-ți nesocoti părinții la bătrânețe. Ascultă-i. Dacă trebuie, numai ceea ce spun. Nu? Dar Apleacă ți urechea și ascultă. Ascultă bine ceea ce spun. Nu-i disprețui. Nu-i nesocoti. Versetul acesta ascunde o adevărată tragedie națională. Nu? Vrem să scăpăm de ei atunci când, când îmbătrânesc. Nu? Domnule, să moară cât mai repede și să ne lasă casa, nu? să ne lasă nouă uh, uh, averea. Bătrânul, babacul, boșorogul, nu mai știe, uh, old foggy, cum mi-a zis într-o zi un dintre băieți, <laughs> cețosul ăsta bătrân, nu? așa o să ajungem. Gândiți-vă că în timpul acela Dumnezeu încă așteaptă de la tine să-ți respecti și să-L onorezi pe tatăl tău și pe mama ta. mi um, mi așa de drag când îl văd pe fratele Costel și pe Gabi ducându-l pe tata la biserică. E așa un lucru extraordinar. Înaintat în vârstă, bolnav, dar îl duc la biserică. Este extraordinar. Aveți grijă de ei. Onorați-i până, până când pleacă din lumea aceasta. Este datoria noastră și modul de a-l cinsti pe tata și pe mama este să îi ascultați. Uh, un alt, cinstește-l pe tatăl tău vorbindu-l de bine. Hai să fim serioși. Fiecare dintre noi am avut experiențele noastre cu tații noștri, nu? Așa cum au copiii noștri cu noi. Pentru că de alții ne mai ascundem, nu-i așa? Dar de copiii noștri nu ne putem ascunde. Ăștia știu exact cine suntem noi. O biserică mare, de aici am predicat despre farisei, și când am plecat, am ieșit afară unul dintre prietenii mei din biserică, zice, bă, nu știu ce mai ai făcut în seara asta. Ce ți-am făcut? Ce fiul meu a stat lângă mine, mi-a dat un cod și a spus bătrâne, fii atent că vorbește de tine. <coughs> fii atent că vorbește de tine. Noi, noi ne putem ascunde de toți ceilalți, în afară de copiii noștri. Copiii noștri știu exact cât de farisei suntem noi. Așa e? Și am avea motive, hai să fim sinceri, să ne aducem aminte de greșelile taților noștri din trecut. Nu? Uh, și să le povestim și să mai râdem de ei, nu? Au fost niște ficiori în Scriptură care au zis, băi, bătrânul a făcut-o de oaie. Eu trebuie vie, o băut, s-a îmbătat, ca purcelul. Zace în cort dezvelit. Nu? A fost unul însă mai deștept dintre ei, s-a dus de-a de cu mantaua și l-a acoperit pe tata. Nu râde de tatăl tău și de mama ta, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cineva grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Știți că era pedeapsă cu moartea dacă vorbeai de rău pe tata și pe mama? Wow! Nu sunteți happy că nu trăim sub legea lui Moise? <gântu> -i> nu -i așa? Slavă Domnului pentru harul, legea Harului și nu legea lui Moise, că altfel cine știe cum o terminam. nu așa? Vorbește-l de bine pe tata nu îți spune slăbiciunile, nu îți spune greșelile, pentru că le ai și tu pe tale și nu o să-ți placă când copiii tăi o să vorbească ei despre ele. Și în final, cinstește-l pe tatăl tău, îngrijindu-l la bătrânețe. Ascultați versetul ăsta și notați-l, că probabil ăia mai tineri nu-l nu știți bine. Notați-l. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa, și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. E, oh, e, e, păcat să furi de la stor, sigur că da. E păcat să furi aeresul, e păcat să furi da, pe tata și mama, nu. Păi sunt ale noastre, toate. Am văzut tați și mame plângând jefuiți de copii. Știți povestea aceea că un tată și-a chemat copiii și a zis, uite, știi ceva, deja simt că bătrân, mai ta a trecut la domn, am rămas singur și m-am hotărât să vând tot ce am și să împart la toți. Și așa au făcut bătrânul, au vândut casa, avere, tot ce a avut, împărțit la copii, toată lumea fericită și copiii l-au asigurat că o să se ocupe de el, și s-a ocupat o lună, două, nu? Pormă l-au mutat la ăla la alt. la ăla la alt. Și așa, ăsta era un fel de excursionist pe la toți, nu? Am au început să se certe în el. Ba, eu l-am ținut mai mult cu două zile că mai ține l tu, ba, mai țin l tu. S-a văzut în plus, bătrânul. S-a văzut în plus. Nu mai era invitat la masă, ca de obicei, lăsat să mănânce cam ce vrea el, nu-i mai spălau hainele, o ducea rău. Tot s-a gândit el ce să facă și într-o zi i-a chemat pe toți copiii și a zis, uite copii, eu am uitat să vă spun ceva, comora cea mai de preț care eu am avut-o, am îngropat-o sub un stejar aici la marginea satului. Știți stejarul la marginea, satului? Eu am îngropat-o, o ladă special acolo, și l-am chemat și pe primarul din sat să vină și la moartea mea, când eu am să plec din lumea asta, cheia o să aibă primarul. Mergeți, să groapa aia, scoateți lada, primarul descuie și împărțiți între voi comorele care mi-au rămas. E, din ziua aceea s-au schimbat lucrurile dramatic. Pui friți supă de pui, sarmale, bătrânul mâncat bine, toată lumea drăguț cu el, de la unul la altul, nu știau acum să certau la care să meargă tata. În sfârșit, vremurile au trecut, bătrâna Chisochi și-a murit și acum toți copiii fericiți împreună cu primarul s-au dus la marginea satului, au săpat, groapa au scos lada aceea mare, și spre surprinderea tuturor au găsit un cap de măgar și o scrisoare pe care scria așa, așa este la un măgar care își împarte averea copiilor din timpul vieții lui. Watch <laughs> out, încă nu împărțiți averea, vă rugăm! din timpul vieții, pentru că s-ar putea să nu mai aveți unde dormi și unde să, ce să mâncați. Cinstește pe tatăl tău îngrijindu-l la bătrânețe. Nu-l fura, nu-l jefui. Nu-l jefui. Este un mod de a-l pe tatăl tău și pe mama ta. Mai am încă una. Happy Father's Day tuturor taților și m-am gândit să vă găsesc o caricatură care să... Um, Ilustreze exact ziua asta, uh, ale, ale tatu, ta, ziua Tatălui. Pentru că tații de astăzi sunt un fel de atlas nu, care îl ține, ține globul pământesc în spatele lui, preocupat de lucru, de biluri, de casă, de biserică, de școală, de job, de uh, siguranță, security, de sănătate. Tuition, family, peace, war, tot ce se întâmplă în lumea asta sunt pe spatele acestui tată. Nu? Toate problemele și necazurile familiei sunt pe spatele lui, în spinarea lui. De aceea ce să-i spunem altceva la acest tată? Happy Father's Day! Nu? <laughs> și să nu uite niciodată că ziua asta este o zi lungă care ține până când plecăm la Domnul. Domnul să binecuvânteze pe toți tații din biserică. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru întâlnirea din această seară și să ne rugăm Domnului pentru toți tații din biserică Dumnezeu să le dea înțelepciune, har, călăuzire și Duhului cel Sfânt să fie peste ei. Doamne, stăm înainte.